în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preiubiții mei, am fost cu toții în privegherea încununată în această binecuvântată noapte cu dumnezeiasca liturghie. Așa cum suntem noi aici, așa au fost odinioară drept măritorii slujitori ai altarului, viețuitorii din cinul monahal și creștinii, în cetatea Constantinopolului, în biserica din Vlaherne, când Maica Domnului s-a arătat în chip minunat, acoperindu-i pe toți cu acoperământul ei alinător. Și noi acum am fost acoperiți cu acoperământul ei. Mi-aduc aminte de rugăciunea pe care am învățat-o de la tâna mea, cum se spune la noi în Asaud, sau bunica. Parascheva și de la alți ai satului, în care atât de minunată este evocată Maica Domnului, care ne acoperă cu acoperământul ei, iar în graiul popular bătrânii spuneau așa Maica Domnului e cupoala întinsă și pe noi toți necuprinsă. Așadar, Maica Domnului ne cuprinde pe toți, ne acoperă pe toți sub acoperământul ei mângâietor și tămăduitor. De aceea nu i-am uitat în rugăciunii, nici la această liturghie de noapte, pe cei care sunt în suferință, sufletească și trupească, pe cei care sunt în grele încercări și în singurătate. Și în mod deosebit am primit atâtea nume acelor bolnavi care sunt în însingurați în spitalele din țară. Fiindcă așa cum știm. Cu greu mai avem acces la cei care se, se zbat pe patul suferinței în spitale. Și iată, îi înconjurăm pe toți cu toată dragostea noastră în comuniune de rugăciune și îl rugăm pe Hristos să le aline durerea și să îi scoată din bezna singurătății și a abandonului. Noi le suntem alături cu toată inima noastră și cu toată dragostea noastră frățească. De aceea îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să îi ajute și să îi ridice, fiindcă El nu îi uită pe cei care sunt în suferință, în necas și în strâmtorare. Nu îi abandonează, ci îi tămăduiește și îi alină și îi ridică. Însă Maica Domnului mijlocește pentru toți cei care sunt în necasuri și în nevoi. De aceea, oare iubite frate și iubite soră, realizăm noi marele dar și marea cinste de a avea parte de îmbrățișarea în Duh a Maicii Domnului, de grija ei maternă. Conștientizăm oare faptul că Maica Domnului este neîncetat în mijlocul nostru, un sfânt părinte al bisericii a ajuns în contemplație, asemenea Marului Pavel, până la al treilea cer. Și acolo s-a împărtășit de lumina cea a fiitoare. Însă nu a văzut-o pe Maica Domnului de-a dreapta trunului Slavei, acolo unde se aștepta să fie. Și l-a întrebat pe unul din trei slujitorii cerești, unde este Maica Domnului? Iar acesta i-a răspuns, Maica Domnul este neîncetat pe pământ printre fiii ei. Le culege lacrimile și rugăciunile și le alină suferințele și le aduce apoi înaintea tronului fiului ei. De aceea este mare dar să o avem pururea rugătoare și ocrutitoare și mânghietoare în nevoile, în ecazurile și în suferințele noastre. Vă mărturisesc că, că în urmă cu 13 ani, când mi-am început apostolatul, eram foarte mâhnit de faptul că tensiunile și asperitățile se cronicizaseră în timp aici, în Scandinavia. Și călătoream cu avionul și mi-am luat cu mine... Cartea de rugăciuni, buchetul de acatiste al Maicii Domnului. Și eram atât de abătut, eram amărât, ceea ce vă spun acum n-am mai spus în fața altarului. Doar așa cât ori va fi duovniceștii apropiați. Însă, pentru prima oară, iată, vă spun acum la această sărbătoare acopermântului, faptul că m-am rugat cu o sârdie prea sfântă născătoare în Dumnezeu să-mi aducă alinare și bucurie. Și, la un moment dat, în amărăciunea inimii, tot rugându-mă, mi-am mi propus să citesc toate acatistele. De la început până la sfârșit, din această carte, pe durata călătoriei, cu avionul și în perioada în care aveam de așteptat, făcând tranzit, schimbând mai multe avioane. Și mă aflam în văzduh și mă rugam între pasagerii care erau foarte obosiți, era ceasul târziu, și mă rugam neîncetat, cu lacrimi și cu multă o sârdie, ca Maica Domnului să-mi aducă alinare și bucurie. Și la, în această amărăciune și oboseală am ațipit, eu cred că am ațipit și în acea clipă mi s-a arătat preasfânta născătoare de Dumnezeu. Eu sunt nevrednic de acest mare dar. Și mi-a spus așa, eu sunt alinătoarea și bucuria, tuturor celor scârbiți. Și mi-a pus mâna pe creștet și binecuvântându-mă s-a luat de la mine toată durerea și toată amărăciunea și eram atât de bucuros încât îmi venea să deschid ușa avionului și să zbor în văzduha. Pe cât de mare era amărăciunea și scârba, pe atât de mare a devenit bucuria atunci când Maica Domnului m-a alinat și m-a întărit și m-a îmbucurat lăuntric. De aceea, în mod deosebit, în cartea de rugăciuni a Episcopiei noastre, a Europei de Nord, am așezat și Acatistul Maicii Domnului Bucuria a tuturor celor necăjiți și vă propun acum la final să rostim rugăciunea care precede acest Acatist, pe de o parte, iar pe de alta rugăciunea către Maica Domnului pentru tămăduirea tuturor celor care sunt în boală și în singurătate. Această rugăciune din Acatistul Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăzgiți pregătește această creație imnografică și o consider potrivită, ca să o citim acum la final, cerându-i Maicii Domnului să ne acopere și să ne îmbucure și să ne ajute să îl bucurăm neîncetat pe Fiul ei, fiindcă ea se întristează atunci când nu răspundem iubirii prea iubitorului ei Fiul. Așadar, să ne umplem cu toții de bucurie aici și de plin în raiul desfătării. Și să spunem la oaltă, o prea sfântă stăpână, prea curată fecioară născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului, Dumnezeului meu Iisus Hristos, cad înaintea ta și mă rog ție, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevretnică a mea rugăciune, pe care și primind-o Maica Împăratului aceluia, ce împărățește cerul și pământul, Odul la împăratul împăraților, Domnul tuturor, la Fiul și Dumnezeul tău și cere mi iertare de toate păcatele mele. Vieții mele de îndreptare și la sfârșitul meu trecere îngrozită de și cei din văzduh. Fii mie povățitoare să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a împărăției și acolo să mă îndulcesc de dulceața raiului și de veselia acelei cetăți înalte, a Ierusalimului de sus, cel prea frumos, și de frumusețile Lui, cele nespuse, de strălucirea luminii trăimii, celei cu trei străluciri, și de dulcele glas al cântărilor încerești. Cărei slave și bucurii, mă fă și părtaș cu toți sfinții, că toate le poți ca Maica Împăratului, celui tot puternic. Și acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine, cel ce stau înaintea Ta, Stăpână, cu totul milostive. Ia minte, Doamne, împărăteasă spre mine, care aduc Ție cântare de rugăciune așa. Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumirii zbăvindu ne din veșnica moarte, prin darul Celui ce s-a născut din Tine, Hristos Dumnezeul nostru, și prin mijlocirea Ta, cea de Maică, înaintea Lui, aducem Ție noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi, robii tăi, din toate nevoile și suferințele care strigăm ție, bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți. O, preacurată Maică a Domnului, ascultă suspinele noastre îndurerate, înaintea icoanei tale făcătoare de minuni, de la muntele Atos, Pantanasa, caută la fiii tăi cei ce îndură suferințe fără leac și cad înainte icoanei tale, precum pasărea și acoperă cu aripile puii săi, așa și tu pe noi, acoperă-ne cu mult vindecătorul tău omofor. Acolo unde suferințele întreg puterile noastre, vină și ne dă răbdare și alinare. Acolo unde disperarea se furișează în suflete, luminează-ne cu Dumnezească lumină. Pe cei slabi la suflet îi mângâie, pe neputincioși îi întărește, încălzește inimile împietrite și le înmoaie cu lumina ta. Vindecă pe robii tăi cei bolnavi, a tot milostimă împărăteasă, binecuvântează mintea și mâinile celor ce îngrijesc de bolnavi ca să servească drept unelte în mâna tot puternicului doctor Hristos Mântuitorul nostru, ca și cum ai fi aici cu noi, ne rugăm Ție, în fața icoanei Tale, Stăpână, tinde-ți mâinile Tale pline de doctorie și vindecare, bucuria celor scârbiți, mângâierea celor întristați, vindecarea celor bolnavi, vindecă-ne ca primind de la Tine grabnică tămăduire să proslăvim trimia cea de o și nedespărțită pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în vecii, Vecilor, amin!